Păi dumneavoastră vă puteți imagina, gândiți-vă, 5 decembrie și un cor de tineri cântă colins. În același timp, când ei era slujba la biserică, era finala campionatului mondial. Și ăștia cântă cântările și băieții de pe bancă cu telefonul în bancă urmăreau finala. Păi ce fain, știm să mimăm lumina. Cântăm colins. Facem de toate, mimăm, sărbători fericite. Oameni buni, atâta ipocrizie, atâta fățărnicie. Dumneavoastră puteți înțelege că fariseii i-au chemat Irod și au zis unde trebuie să nască Hristosul. Și au spus predica întreagă. Ori mimat lumina, ori simulat lumina.